Evenimentul a debutat cu alocuțiunile oficialităților și a continuat cu intonarea imnului național, arborarea drapelului și defilarea gărzii de onoare. Astăzi trebuie să ne aducem aminte cu bioșenie de faptele importante ale istoriei neamului, înfăptuite sub cele trei culori atât de dragi sufletului nostru românesc. Pentru noi, culorile drapelului albastru, galben, roșu au însemnat libertate, dreptate, frăție. Instituit de guvern, ca steag național al românilor, în prima zi a victoriei Revoluției de la 1848, tricolorul a devenit sinonim cu onoarea, vitejia și eroismul. În aceste momente ne dorim ca generațiile viitoare să cultive respectul față de drapelul național, cu gândurile la sacrifice înaintașilor și la afirmarea demnității lor, atât în momente de bucurie, cât și în câte grele încercări. Să nu uităm că drumul tricolorului în lume începe acum mai bine de 150 de ani, sub lozinca dreptate și frăție. Conform legii, ziua de 26 iunie este marcată anual de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări culturale-educative cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.